Această majoritate pe care domnul Gioană o pregătește pentru guvernare a votat împotriva organizării referendumului de la 22 noiembrie. Alianța pe care o prezintă domnul Gioană este o alianță care, prin manifestarea politică din Parlament, a arătat că nu înțelege prioritățile românilor și mai ales că nu este dispusă să servească românii în intențiile și dorințele lor. Obiectivul acestei alianțe poate fi păstrarea privilegiilor. În ceea ce mă privește, le propun românilor o Românie în care să trecem imediat la aplicarea deciziei poporului suveran în ceea ce privește reformarea clasei politice și a Parlamentului. Le propun o Românie în care, începând cu președintele, continuând cu miniștrii parlamentari și alți înalți funcționari, nimeni să nu mai beneficieze de imunitate. Le propun o Românie în care, pe primul loc, să stea prioritățile românilor și nu prioritățile politicienilor. Le propun o Românie în care politicienii să-și diminueze puterea discreționară în ceea ce privește utilizarea banilor publici. Le propun românilor o Românie a lor și, dacă este nevoie, sunt gata să continui lupta cu majoritatea clasei politice pentru ca românii să fie stăpânii României. Vă mulțumesc, domnule Băsescu. Suntem la momentul în care fiecare candidat e rugat să răspundă la o întrebare, atenție, aparent simplă. Așadar, domnule Gioană, vă rog să ne spuneți de ce nu l-ați vota pe domnul Traian Băsescu pentru a deveni președintele României. Aveți la dispoziție maximum 3 minute. E clar că eu nu-l votez pe domnul Băsescu, dar de ce sunt convins că românii nu-l vor vota pe cel care a condus 5 ani de zile această țară? În primul rând, pentru că a fost o sursă permanentă de scandal și dezbinare. Pentru că a eșuat în toate promisiunile pe care le-a făcut națiunii române. A promis acum 5 ani că vom trăi bine și economia este pe butuci. A promis acum 5 ani o luptă aprigă împotriva corupției și Transparency International a decretat România, la 5 ani de mandat Băsescu, ca cea mai coruptă țară din Europa. Și a trădat partenerii, aliații și prietenii cu o nonșalanță demnă de o soartă mai bună. Oricând a fost într-o guvernare și într-o alianță, cel care cere astăzi un nou mandat și-a înjunghiat pe la spate partenerii. Întrebați-i pe cei de la PNCCD cu care am semnat un acord de reconciliere istorică la Timișoara în urmă cu 2 zile. Întrebați partenerii liberali pe care i-a avut ca parteneri și pe care i-a înjunghiat împreună cu cei care reprezintă în partid. De aceea, un om care nu are cuvânt și un om care își trădează alianțele și prieteniile nu poate să fie un conducător al acestei țări. Și mai ales pentru că nu s-a ridicat nici măcar o clipă deasupra interesului propriu de putere și asupra interesului unui singur partid. Evident că un președinte e promovat de un partid și are o relație specială cu acel partid. Dar nu ați fost nici măcar o secundă în 5 ani de zile președintele tuturor românilor să înțelegeți că această funcție supremă în statul român reprezintă o obligație de a respecta inclusiv și mai ales adversarii politici. Nu mă duc la Cotroceni cu domnul Iliescu. Vă luptați cu trecutul și pentru că sunteți cu privirea către trecut și vă luptați cu strigoii trecutului, nu cred că românii vor acorda un nou mandat domnului Băsescu. Și mai spun ceva, pentru că nu este țara în care vreau să trăim noi și copiii noștri. Nu este țara în care să domine frica. Nu este țara în care să-ți fie teamă să vorbești la telefon pentru că te interceptează nu știu ce serviciu sau nu știu ce control de la Cotroceni. Prefer să trăiesc într-o țară în care Mircea Dinescu să nu fie izgonit în Bulgaria, prefer să trăiesc într-o țară în care Neagu Giuvara, Crin Antonescu, Ionescu Chintus și oamenii de valoare acestei țări, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, cei care v-au fost consilieri și care au plecat lângă dumneavoastră, țara merită o soartă mai bună. La 5 ani
după preluarea mandatului, domnul Băsescu nu mai are ce să mai ofere acestei țări. Și se întoarce la retorică de ură, se întoarce la atacuri personale și inventează false lupte cu trecutul. Sunt omul viitorului, sunt un om politic modern, nu am nimic de ascuns și voi face împreună cu echipa care este în spatele meu un lucru bun pentru această țară în următorii 5 ani de zile. Mulțumesc! Urmează domnul Traian Băsescu. Domnule Traian Băsescu, vă rog să ne spuneți și dumneavoastră de ce nu l-ați votat pe domnul Mircea Geoană pentru a deveni președintele României. Aveți la dispoziție, de asemenea, maximum 3 minute. Vă ascultăm. Nu l-aș vota pe Mircea Geoană dintr-un motiv foarte simplu. Este un om slab. Un om care are nevoie să se mențină în funcția de președinte al partidului, de Vanghele, de Hrebenciuc. Nu candidează Vanghele. De, rog, domnule Geoană. De baron local. Dacă mă uit în spatele dumneavoastră, îl văd pe Vanghele, deși vă e rușine să veniți cu el aici. Aveți nevoie de el numai la partid. Dar văd că pe doamna Udrea ați dus-o puțin mai în spate. Doamna Udrea este un om politic care își asumă ce este. Domnul Vanghele, domnul Iliescu, domnul Hrebenciuc, nu-i văd aici. Nu candidează niciunul. Dacă stimați, domn, să veți avea la dispoziție o secțiune specială în care vă veți putea contra, deci, inclusiv pe acest Mircea Geoană este un om slab. Un om care este susținut în partid de cei despre care vă spuneam mai înainte. Un om care a fost susținut în campanie de domni precum Patriciu, Hrebenciuc, Vanghelie,